Aș vrea să deschidem sau dacă puteți să mă afișați Matei capitolul 28 de la 18 la 20. Matei capitolul 28 de la 18 la 20 vreau să citesc trei versete din Scriptură. Isus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezând în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vreau să vă mulțumesc foarte mult, frate Liviu, unde ai dispărut? Nu mai știu unde. Acolo. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îmi cer scuze că noi ne-am așezat mai mai în față, că așa am crezut că. Iertați-ne. Bine că n-ați zis, haideți mai spate. că. Am venit cu toată dragostea. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, dar pe fratele Liviu l-am întâlnit în Phoenix, în Arizona, în Statele Unite a venit pe vremea când nu era biserica aceasta, a venit cu o flacără, așa, o pasiune în pieptul lui pe care eu am văzut-o și mi-a povestit despre ceea ce vrea să fac aici. Acum, acum pot să văd imaginația care el o avea atunci și nu o vedeam, dar simțeam că are o pasiune deosebită în a face ceva. Sigur că mă bucur să-l văd și pe fratele Leonor aici și sora Violeta. Fratele Leonor, ridică-te un pic, o să meriți să te ridici un pic vreau să vă spun că unul din uh, sprijini, sprijinitorii mei spirituali uh, este fratele Leonor. Când am început biserica Maranata în Phoenix, eu știu ce înseamnă să începi o biserică pentru că am trecut pe aici. Știu ce înseamnă să fii pastor și cine nu știe să dea Dumnezeu să ajungă și apoi să se sature. Uh, fratele Leonor a fost un suporter foarte puternic. Uh, atunci la începuturi și mulțumesc lui Dumnezeu pentru el și pentru ceea ce a făcut atunci. Așa am ajuns să l cunosc pe Liviu, care a venit cu o pasiune și a zis uh, diferit de alți tineri care vin în America și zic eu vreau să rămân în America, el a zis nu vreau să rămân în America, eu am venit pentru un singur scop aici. Vreau vreau să fac o biserică acolo, am nevoie de finanțe, dacă vrei să mă ajuți. Și deși atunci, la începuturile bisericii, când și noi eram tot așa în construcții și nu știu ce am zis, am trecut peste orice regulă a comitetului și m-a iertat comitetul de atunci, pentru că la un moment dat au zis frate Nelo, suntem asaltați de atâtea cereri. Uh, Uite, pentru o perioadă, știți că s-a dus odată unul la un păstor și a zis frate păstor, mi-am amintit acum, zice, te rog oprește-te cu colectele astea, că omor biserica cu atâtea colecte. Și păstorul a zis, eu n-am auzit să moară o biserică că face colecte. Dar și de s-ar întâmpla să moară o biserică, o să zic, ferice de morții care mor în Domnul. <rătă> nu? <ră> uh, și am trecut peste regula bisericii și am zis și eu, ferice de morții care mor în Domnul, dacă mai facem o colectă. Și am făcut și atunci pentru fratele Liviu. În orice caz, mă bucur de ceea ce ați realizat aici, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu îl înțeleg foarte bine, îmi dau seama că nu i-a fost ușor și nici nu cred că e ușor acum, deși Construcția s-a terminat, însă biserica continuă să fie zidită. Și ca să zidește o biserică, nu este un lucru simplu. Am venit cu cel mai frumos fecior din Maramureș. Vă rog să mă credeți. Îi mai lipsește un singur lucru. Aviz amatoarelor. Un băiat bun, Coco, așa-i spun eu, se descurcă... Deci, Fetelor, material e fundamentat. Extraordinar. Dar nu mai zic nimic că deja l-am făcut să roșească și vreau să mă ducă și înapoi. Vreau să vă aduc salutări de la Biserica Maranata din Phoenix, Arizona și Biserica Muntele Sionului din Baia Mare. Pentru cei care doriți să vedeți cele două biserici, puteți merge pe website-urile bisericii www.maranataphoenix.us și www.muntelesionului.baia mare. Acolo puteți să urmăriți, să ne urmăriți online, ori de câte ori doriți și de asemenea prin intermediul televiziunii Credo, cei mai mulți probabil că m-ați văzut, ei mă dau în mod repetat și asta nu mai contează. Sunt căsătorit cu Dana, așa cum spunea, îmi pare rău că n-am venit cu Dana și cu fetele. Băiatul meu, băiatul meu s-a mutat în Arad, din America, s-a mutat în Arad construiește un centru, un centru de reabilitare pentru cei care, cum ați cântat, să cadă adicții, să cadă depresii, construiește un centru pentru cei care sunt dependenți de droguri, de alcool, de bârfă, de minciună, de, vă rog, dacă aveți, trimiteți-i la centru în Arad, băiatul meu în Sântana, construiește, locuiește în Arad, s-a cu o fată din Viena, din Austria și amândoi au decis ca să stea în România și să slujească aici. Mai am o fată de 22 de ani și una de 5 ani. Încă sunt tânăr, nu vă spun ce vârstă am, dar sunt tânăr. Ca așa -o zis fratele Liviu, aici toți cei care vă simțiți tineri să veniți la seara de tineret. Să nu vă permiteți să ziceți că suntem bătrâni. că atunci chiar bătrâniți. zic, domnule, sunt tânăr. În dimineața asta mi-am propus o temă pe care am numit-o Biserica cu Impact. Am vrut să abordez această temă deoarece tot mai multe biserici, din păcate, devin fără impact. Se conservă în propriile clădiri pe care și le fac, și lumea din jur, nici vecini la 10 metri, nu știu că există acolo o biserică sau ce rol are biserica asta. Biserica nu mai este dinamică. Cum ar trebui să fie, ci Biserica a devenit o Biserică statică. Ori, Biserica, dacă este să o definim, nu este clădirea în care ne-am încorsetat, ci Biserica nu este altceva decât, dacă vreți, comunitatea umană vie în Isus Hristos, care are o întreită misiune de edificare, multiplicare și ucenicizare. Țineți minte, biserica are o întreită misiune, edificare, adică biserica să se întărească, da? multiplicare să crească și ucenicizare, să facă ucenici. Una din lucrurile care mi-a plăcut în viziunea fratelui Liviu a fost tocmai asta și pentru asta îl felicit nu a rupt o biserică mare ca să ia pești dintr-un acvariu și să-i mute, permiteți în comparația, într-un alt acvariu. Adică să ia membrii jumătate de membri dintr-o biserică și să-i aducă în altă biserică. Ci viziunea lui mi-a spus așa, mă duc pe străzi, mă duc peste tot, predic Evanghelia și dacă cuiva îi se va lipi Evanghelia de inimă și va vrea să-l primească pe Domnul, ăla va fi binevenit în biserica pe care vreau să o fac. Asta m-a apreciat enorm. Pentru că multe biserici s-au născut prin, iertați în comparația, cezariană. Și totdeauna astea dor. Însă o biserică, de fapt asta, asta ar trebui să fie o biserică. Te duci într-o zonă, te duci undeva, cum e zona asta, și zici, îmi propun aici, să, cu ajutorul lui Dumnezeu, să fac o biserică. De exemplu, avem o biserică acolo, biserica de pe Cave Creek. Este o biserică, Assemblies of God. Tami Barnett, care este păstorul acestei biserici, mi-a povestit odată cum a deschis el biserica. Omul acesta s-a dus ani în urmă, vorbim de 35 de ani în urmă, s-a dus pe vremea aceea în fața televiziunii locale din Arizona și a zis, oameni buni, Dumnezeu mi-a vorbit că trebuie să fac aici o biserică. Și dacă mi-a vorbit Dumnezeu, vreau să știu dacă cineva din Phoenix, are pe inimă să doneze un teren pentru ca să fac biserica. Dumnezeu mi-a arătat planul, mi-a arătat proiectul și mi-a spus că există cineva care vrea să facă o donație. În următoarea jumătate de oră, după ce a avut această emisiune la televiziunea locală, l-a sunat una dintre cele mai bogate femei rămăsese văduvă acum, din statul Arizona, care a zis, uite, eu am atâția acri acolo și a spus ea, nu știu, zeci de acri, zice, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să-i dau pentru biserică și tot mă rugam de o jumătate de an ca să-mi trimită omul căruia să îl donez pentru ca să facă o biserică. Așa s-a întâmplat că s-a născut biserica de pe Cave Creek, iar Tammy Barnett, ca să strângă bani pentru a construi biserica, și-a propus să meargă pe jos, din Phoenix, Arizona și din statul Arizona până în statul California, să merg pe jos, distanță care o parcurs cu mașina în 5 ore. Pe jos îți trebuie câteva zile. Și pentru fiecare pas a zis cineva care îi mișca de asta să doneze un dolar. Numai un dolar. Bineînțeles că erau mulți pași. S-au adunat mult mai mulți bani decât pașii lui. Și au construit, la ora actuală, este o biserică de 5.000 de membri, o biserică stabilă, încă în creștere, dar are o istorie deja. Este o biserică dinamică, cu impact în Arizona. Se duce în downtown, în centrul orașului și acolo îi ia pe toți boschetarii, cum îi numiți, drogați, mă rog, oameni care și-au pierdut casele. Și în America sunt sărați, și în America oamenii plâng, și în America oamenii mor. Stați liniștiți că nu e raiul pe pământ. Uh, și în America sunt probleme exact ca și aici. Nu este nicio diferență. Dar să revenim la subiect. Biserica cu impact. Ca o biserică să aibă impact, m-am tot gândit zilele astea, ce ar trebui să aibă? Trebuie să aibă un cor. La Muntele Sionului avem un cor de 100 și ceva de persoane. Avem grupe de worship, avem vreo șapte sau opt grupe de worship. Biserică mare, nu? Maranata nu e așa mare. Maranata e de tipul dumneavoastră. Ceva poate mai mare, nu știu. Nu cred. Nu știu câți membri avem. Noi suntem acolo 200. Dar nu asta contează. Contează numărul celor ce compun Biserica, cât îți de pasionat să facă în ceea ce își propune păstorul și Biserica. Dacă ei fac, dacă nu fac, pot să fie 2000. Că nu sunt numai niște consumatori de programe însă nu produc nimic. Biserica nu trebuie să aibă doar membrii care să fie consumatori de programe. Vii aici, mă, ce fain o cânta grupul ăsta. Chiar a cânta fain. Mie mi-a plăcut. A cânta fain. Domnul să vă binecuvânte. Dar după aia asculti predica, poate nu. No. Unii veți zice, a fost bun, alții a fost rea. Nici nu... No. ziceți cum vreți. Eu m-am obișnuit ca și calul cu drumul. Și dacă mă laudă și dacă nu mă laudă, tot un Însă, creștinii cei mai mulți din vremurile noastre de astăzi sunt doar niște consumatori și judecători de programe. Se fac evangelizări și la evangelizări se dau după aia note. Ăla de acolo o predica mai bine decât ăla de dincolo. Și se fac tot felul de note pe care pur și simplu Biblia nu le însumează, nu are nimic a face cu ele, nu pentru asta și nu ăsta e scopul bisericii. Odată, Apostolul Ioan, singurul ucenic care moare de moarte naturală. Știți că toți ceilalți 12 apostoli, 11 apostoli au fost martirizați. Da? Nu vorbim de Iuda. În locul lui a venit altcineva, știți foarte bine. Da? Dar toți acești ucenici au fost martirizați. Singurul care moare de moarte naturală este apostolul Ioan, apostolul dragostei. Odată a fost dus în fața înțelepților greci și i s-a pus următoarea întrebare. Ce impact are religia pe care voi o aduceți în societatea noastră? pentru că de la romani avem justiția, de la greci avem filozofia. Dar voi creștini ce ați adus în lume? Și Ioan, cu înțelepciune Dumnezească și cu aceeași uh, amabilitate și timbru vocal cald, a răspuns: Noi am adus iubirea. Iubirea. Dacă cineva te întreabă de aici din vecinătatea asta sau din Oradia, care e scopul bisericii, eclesia? Pentru ce te duci acolo? Iată ca o biserică să aibă scop, mi-am notat aici patru lucruri, doar patru, că nu vreau să vă țin foarte mult. Că, cum am zis, vreau să mai vin pe aici dacă mă mai cheamă fratele Liviu și dumneavoastră. Primul lucru ca o biserică să aibă impact, o biserică are nevoie de revelație. Revelație. O biserică care nu are revelație, este o biserică sortită eșecului. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, majoritatea, toți oamenii Vechiului Testament și oamenii Noului Testament, Biserica Primară a fost o biserică dinamică în urma revelațiilor. O biserică care doar este dogmatică, cunoaște literă foarte bine, dar care nu are nicio relație cu cel despre care se vorbește în dogmatică, în scriptură, în teologie, este o biserică teoretică, care absolut nu practică sau practică foarte puțin. Și la ce mă ajută să știu despre Isus absolut toată genealogia lui, spița genealogică, să cunosc absolut toate lucrurile mici și mari, dacă eu nu-l cunosc pe El? Dacă nu am avut cel puțin în viața de creștin o revelație. Teologia vorbește despre două tipuri de revelație. Este vorba de revelația generală și revelația specială a lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Dumnezeu s-a descoperit oamenilor printr-o revelație generală. Revelația generală însumează istorie, conștiință, da? deci țineți minte. Istorie, conștiință și natură sau natură, istorie și conștiință. Adică Dumnezeu s-a revelat prin natură, nu? Biblia spune în Psalmul 19, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Și aceasta fără cuvinte, fără vorbe ca să fie auzite și înțelese de mintea omenească, ci doar emit sunete. Apoi Dumnezeu s-a descoperit în istorie. Dumnezeu se implică în istorie. Dumnezeu este la cârma istoriei. Istoria lumii nu este statică, ea se îndreaptă spre ținta care o indică degetul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă acum nu este o întâmplare, un rod al hazardului. Faptul că neomarxiștii, inteligența artificială, Faptul că ni se spală creierul și vor ca să răstoarne ordinea morală stabilită de Dumnezeu și să se instaureze o ordine imorală în care să se spună că un bărbat e ok să se căstorească cu un bărbat, o femeie e ok să se căstorească cu o femeie, copiii e ok ca să nu respecte nașterea genetică care au avut-o, dacă e băiat să fie băiat, dacă e fată să fie fată, dacă lui nu-i place să fie băiat și vrea să fie fată, vine la tata, la mama, mamă vreau să fiu fată. Bă, cum să fii fată, mă, că te dezbrac și îți arăt că nu ești fată. Nu, nu, nu mamă, eu vreau să fiu fată. Și printr-o operație, nebunii au inventat orice, automat îi schimbă codul genetic, dacă se poate și îl face să fie fată. Trăim într-o lume nebună. Toate acestea vor afecta și afectează biserica. Însă biserica stă liniștită. Biserica nu face nimic. Pentru că suntem creștini în criză de revelație. Noi suntem foarte buni teoreticieni, muzicanți foarte buni, teologi foarte buni, atâția doctori, clar că religia e bolnavă cu atâția doctori în teologie. Suntem extraordinari, însă avem o problemă. Problema este revelația. Vreau să vă spun că în fața dumneavoastră stă un tânăr care cândva, de mult, a trecut prin niște revelații speciale. Deși bunicii mei au fost penticostali, părinții mei sunt penticostali. M-am născut într-o familie unde am frecventat biserica penticostală. Tata era conducătorul bisericii, pentru că atunci nu se permitea să fie atâția păstori. Însă vreau să mă credeți, mai am încă doi frați. Deși am crescut toți în aceeași familie, frații mei nu neapărat au călcat pe urmele mele sau pe urmele părinților. Pentru că nu înseamnă că dacă tu te naști într-o biserică, automat tu ești creștin. După cum dacă te naști în spital, nu înseamnă că ești doctor. Nici dacă te naști într-un avion, nu înseamnă că ești pilot. Ce ai nevoie de o naștere din nou, o schimbare, o transformare. Și asta se întâmplă în urma unei revelații. Revelație prin cuvânt, revelație prin Duh, după cum îi spune Iisus lui Nicodim. Dar ai nevoie de o revelație. Ce e ai revelație? O descoperire specială, pentru că teologia sistematică vă spuneam că vorbește despre revelația generală a lui Dumnezeu, dar vorbește și de revelația specială a lui Dumnezeu. În cadrul revelației speciale lui Dumnezeu intră Isus Hristos, în primul rând. Isus este revelația lui Dumnezeu specială. Dacă n-ar fi venit Isus, noi nu l-am fi înțeles și cunoaște pe Dumnezeu. Dar Isus a venit ca să ne-l facă de înțeles pe Dumnezeu. Să spună, așa sunt însușirile lui Dumnezeu. Nu ne neapărat să-l vedem pe Dumnezeu ca formă de existență, ci ca și însușiri, ca și caracter. Ca și cum este el, Dumnezeu. Când te uiți și citești despre Isus, ți-l imaginezi exact pe Dumnezeu. Este, a fost Isus iubitor? Da. Este Dumnezeu iubitor? Da. Toate însușirile care sunt în Dumnezeu sunt și în Isus, pentru că Isus e Dumnezeu. Dumnezeu întrupat. Este foarte greu să explici această nuanță și această ambianță de umanitate și Dumnezeire a lui Hristos. Este teologi la rând, secole n-au putut și nu pot ca să desprindă până când Isus a fost om, cât a fost om și de acolo încolo cât a fost sau Dumnezeu. A încetat Isus să mai fie Dumnezeu, câtă vreme a fost om sau nu. Acestea sunt chestiuni teologice cu care nici nu are rost să-ți bați capul. Simplu, Isus a fost om și Dumnezeu în același timp. Faptul că El nu s-a manifestat când era om ca Dumnezeu, este că de bună voie a renunțat la acele prerogative dumnezeiești pentru că a vrut să fie 100% om. Să simtă ce simte un om. Să plângă ca un om, să fie flămând ca un om, să obosească ca un om, să simtă durerea ca un om și așa mai departe. Aș vrea să te întreb dacă tu, de când ai venit în biserica asta, ai avut parte de revelație. Știți ce se întâmplă? Ce riscă o biserică care crește o generație fără revelație? Ce riscă acea biserică? Riscă să devină tradițională. Și când vorbim de tradiționale, nu mă refer la forma de închinare, da? Pentru că forma nu, nu, contează. Când schimb principiile, e problemă mare. Dacă când schimb forma, nu. Eu pot să mă rog în genunchi, pot să mă arunc, mă arunc aici la pământ, să mă rog uh, ca și David, pot să mă rog ca Elie să uh, plecat cu capul pe genunchi și între picioare, pot să mă rog stând în picioare, pot să mă rog oricum, dar să mă rog. Esența e să te rogi. Nu contează cum te rogi, dar să te rogi. Forma de închinare, poți să ai corp, poți să ai fanfară, poți să n-ai, poți să ai numai grupe de ori și poți să ai. Dar asta nu e o problemă. Problema este când credința devine tradiție. Adică când facem lucrurile în mod mecanic. De ce trebuie să spună unu, un frate aici care a spus că mă uit la dumneavoastră, unii aveți fețe de parcă ne-ați bate? Deci nici nu trebuie să te forțezi să fii, să fii zâmbitor. Americanii te, tot zâmbesc. Dacă te mușcă, zâmbind te mușcă. Mă înțelegeți? Deci vreau să vă spun că nu trebuie să fim fake, falși. Trebuie să fim real. Dacă ai venit cu o inimă tristă, Dumnezeu să schimbe inima și fără vreo provocare emoțională, tu să fii schimbat și să pleci de aici numai zâmbind. Chiar dacă ți-a spus doctorul săptămâna trecută că ai o boală și nu mai ziceți incurabilă. Că e un termen care zgârie. E o boală nevindecabilă, probabil, la oameni, dar vindecabilă la Dumnezeu. Că Dumnezeu poate totul. Uite ce s-a întâmplat la Silo. Domnul Isus a spus unei biserici din Apocalipsa: Dacă nu te pocăiești, am să fac ce am făcut la silo. Ce s-a întâmplat la silo? Vă amintiți că și vă spuneam că o biserică care devine tradițională devine o biserică fără revelație. Și o biserică fără revelație e o biserică fără sens. Nu-și mai cunoaște sensul. E o biserică unde liderii ajung corupți, unde este desacralizat tot ce e sacru. Eli, bătrânul, tata lui Eli, a fost un profet. Și Dumnezeu l-a ales să fie păstor sau preot. Și l-a pus pe tata lui Eli să fie preot. Și după ce tata lui Eli a murit, a ajuns Eli, băiatul lui, preot. Și acum Eli... De atâția ani slujind s-a plictisit de slujbă. Făcea slujbele din inerție. Nu mai era mișcat la nicio cântare, la nicio predică, stătea ca o buturugă. Mergea la slujbă numai că era plătit. Și își lua efodul pe el din care vorbea Dumnezeu, ca o formă tradițională, însă Dumnezeu nu mai vorbea. Nu mai era absolut nimic, nu se mai întâmpla, era locul unde nu se întâmplă nimic. Biserica riscă să ajungă în această stare, în acest stadiu, locul unde nu se mai întâmplă nimic. Nu te mai mișcă o cântare, nu te mai mișcă o rugăciune, nu te mai mișcă o predică. Băi, omule bun, starea ta nu e bună. Până la urmă nu te mai mișcă nimic. Fiul lui Eli descrie Biblia că au ajuns în niște stări deplorabile. Au zis numai ce grozăvi. Ei nu aveau voie să se căsătorească. S-au căsătorit. Mai mult decât atât. Nu le ajungeau nevestele lor. Și se culcau cu femeile de la templu, cu cele care făceau curățenie pe acolo. Trăiau în imoralitate. Mai grav, luau din jerfa care era adusă Domnului și pusă înaintea Domnului, se duceau ei, în timp ce bucătarul pregătea jerfa, mergeau ei cu acele furculițe mari, împlânta furculița în carnea care era adusă Domnului și, într-un mod obraznic, fără niciun fel de frică de Dumnezeu, luau acea carne să o ducă ca să mănânce ei. Deși, Bucătarul se opunea și zicea, n-aveți voi, asta e carnea pentru punerea înaintea Domnului, n-avea voi nimeni să o mănânce, aia era pentru Domnul. Nu le păsa. Sfârșitul a fost tragic. Au murit și Hovni și Fineas, au murit și Eli, au murit și știți finalul care este Icabod. Știți ce înseamnă Icabod? Nu mai e slavă s-a dus slava lui Dumnezeu. Numai că acolo, în tot întunericul acela, Dumnezeu pătrunde printr-o revelație. Soluția e Samuel. Samuel Anonimul, care este dus în mediu, pentru că contează și mediu, unde îți duci copilul și cu el dai. L-au dus în templu, l-au pus în templu, și Dumnezeu într-o noapte îi vorbește printr-o revelație. Și revelația va transforma Israelul printr-un om, va transforma o națiune. Mă rog lui Dumnezeu să fiți oameni care o să aveți revelații din partea lui Dumnezeu. O biserică cu impact are o revelație. Care e revelația pentru această biserică? Fratele Liviu mi-a povestit-o. Asta e revelația care Dumnezeu mi-a pus-o pe inimă. Dumnezeu să împlinească această revelație. Și deja ea este pe drum să se împlinească și mai tare. O a doua chestiune este relevanța. Țineți minte, rele dacă mă poți așta la media, pune primul punct, uh, Revelația, și a doua pune o relevanță. Dacă se poate, dacă nu, nu-i nu gravă situația. Ce înseamnă relevanță? Relevanță. Adică, din punct de vedere al dicționarului limbii române, relevanță înseamnă a pune ceva în evidență, da? A scoate ceva în evidență. O biserică, ca să devină cu impact, trebuie să fie revelant, relevantă, mă scuzați, să nu mă încurc în termeni. Relevantă, da? Eu am crescut într-o biserică la țară. Biserica de aici e fundamentală, foarte frumoasă. Aveți tot confortul. Tot confortul să dormiți, dacă vreți tot confortul să stați liniștiți. Eu mă rog Domnului să nu dormiți. Sper să nu ajung în acea situație în care să zic altuia, știți cum a pățit un copil, zice că era unul într-o biserică și tot timpul dormea așa, moțea. Și păstorul avea și copii care te fugeau prin biserică. S-a gândit el cum să echilibreze lucrurile ăla, să nu mai doarmă și copilul să nu mai fugă. L-a pe copil și a zis, mă, vină încoace. Fii atent aici, îți dau 20 de dolari dacă tu stai lângă fratele ăla care mai ațipește și când ațipește, trage așa un ghiont. Copilul s-a uitat la bani, s-a uitat la păstor, a văzut că e serioasă treaba, a luat banii, s-a dus să-și facă datoria, începând de duminica viitoare. S-a pus lângă fratele, fratele când a țipea, poc, îi trăgea câte un cot. După vreo două săptămâni sau trei, fratele a auzit de înțelegerea dintre el și păstor. Și la un moment dat, când copilul îi dădea coate să-l trezească, o să trezea, mă băiete, fii atent. Îți dau 40 de dolari, dar nu mă lasă mă în pace. Nu mă trezi, dă în pace să stau liniștit. Am crescut într-o biserică la țară, vă rog să mă credeți, unde băncile erau din lemn. Nu aveau spătar. Nu aveam decât o sobă în centru uh, bisericii și soba asta se încălzea cu lemne. Nu aveam confort, nu aveam multe. Am... N-are rost să povestim. Dar știți ce era acolo? Tot satul ăla știa cine sunt pocăiții. Știau că pocăiții nu beau, nu fură, nu jură, pocăiții nu se duc la nunți, Pocăinții nu se îmbracă cum se îmbracă lumea, nu poartă cercei, nu poartă uh, lanțuri la gât, nu poartă. Toată lumea din sat știa treaba asta. Dacă se întâmpla un pocăit, să se ducă altfel, toți se trăgeau de lângă el și zicea cu ăsta nu e regulă. Adică oamenii din sat știau ce e pocăința. Mai bine decât pocăiții. Știți ce înseamnă asta? Relevanță. Noi nu putem să schimbăm lumea. Știți, sunt, sunt păstori, mai nou ați auzit de biserici emergente, da? Ce este o biserică emergentă? Bisericile emergente sunt bisericile care schimbă principiile sfinte. Nu doar forma de închinare. Că dacă ar schimba numai forma de închinare, nu ar fi nicio problemă. Cea mai mare problemă e când schimbi principiile sfinte. Adică pun la îndoială divinitatea lui Hristos. Mă, chiar Isus e Dumnezeu? Mă, nu chiar. Cum spun martorii lui Jehova? Isus a fost creat. E un arhanghel. Îi înțelepciunea aia prefigurată în Solomon, scrisă de Solomon și așa mai departe. Nu... Iisus nu -i... deci în momentul când ai spus că Isus nu e Dumnezeu, toată jerfa de la cruce, tot ce înseamnă Hristos și Cristologie, totul cade. Pentru că dacă nu-i Dumnezeu, El nu poate mântui. M-ați înțeles? Deci dacă l-ai scos pe Iisus din ecuație, toată Biblia rămâne fără sens. Cel ceea ce dă sens Bibliei și creștinismului este chiar Hristos. De aia vor ăștia să facă un crislam, ca să-l scoată pe Hristos din ecuație, să nu-i mai încurce și să se poată uni arabul cu evreu și cu creștinul. Toată problema lor e Hristos. Dacă Hristos dispare din ecuație, acea unificare religioasă de care Papa ăsta, Papa Lapte, e, e, mă aproape că e de acord. Da? Biserica și-a pierdut relevanța. Știți, în satul acela aveam un frate. Numele lui era Victor. A trecut la domnul. Victor, omul ăsta, era miner. În zona noastră, de-aia spune Baia Mare, încă de pe vremea lui Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare i-a dat numele de Baia. Dacă veți veni în Baia Mare, veți găsi ca bază istorică în centrul vechi al orașului Baia Mare, turnul Ștefan. Vă rog să-l vizitați. Să-și urcați în el, m-am urcat, Ei, nu -i în pericol. Dacă l-am încercat, eu puteți să-l încercați și voi. El o a dat numărul, numele prima dată orașului Baia Mare, o zis la băi. Pentru că acolo erau foarte multe mine. Se exploata foarte mult. În sfârșit, și în timpul copilăriei mele au fost multe mine, acum toate minele alea au zis guvernanții că nu sunt mai eficiente. Culmea, sute de ani au fost eficiente și uh, au dus de acolo minereu, dar acum au ajuns ineficiente. Pentru o vreme e bine să staționeze. Păcate că se umplă cu apă și așa mai departe. Asta e altă poveste. Dar omul acesta, Victor, lucra la mine și era pocăit. El era, de fapt, și uh, mai blând așa din naștere, nativ. Știți că sunt patru tipuri de temperamente, nu? Coleric, sangvinic, melancolic și flegmatic, da? Ăsta era, cred că, flegmatic. Bă, nu, nu cred că era melancolic. Eu sunt coleric, eu așa, ca și Liviu e coleric, îl știu acum. Și așa trebuie să fie un păstor, că dacă e melancolic și îl duce biserica și nu el duce biserica, atunci e grav. Omul acesta era așa, nativ. El era mai blând, așa, mai liniștit. Puteai să-l calci pe pantof, că nu reacționa imediat. Reacționa după 5 minute. Știi, zice, mă, vezi că mai ai călcat. Dar era un om, un om pocăit, un om la locul lui. Și într-o zi, colegii de serviciu au zis, băi, hai să vedem, uite, facem noi ceva la pocăitul ăsta, că prea ne deranjează. Să luăm noi pilitură de fier, să-i punem pilitura de fier în slănina care o mănâncă, pentru că Victor, de fiecare dată când mâncăm, el nu stă să mănânce cu noi, pentru că nu stătea din ce motive? Ăștia beau pălincă, înjurau și mâncau și vorbeau glume proaste. Și Victor nu se simțea bine în compania lor. El, Victor, o încerca să le mai zică de domnul, însă ei îl tratau așa, sarcastic, îl bat jocoreau. Și atunci Victor s o retras și se retrăgea și mânca. Și au ei într-o zi, hai să Hai să-i facem noi la Victor ăsta, las că-i facem noi acum să le nervăm odată. Să vedem cum arată Victor nervos, că noi nu l-am văzut nervos niciodată pe Victor, de când lucrăm noi aici, niciodată nu l-am văzut mă nervos, niciodată nu l-am auzit în jurând. Dar acum îl facem, să vezi tu dacă nu. Și uh, liderul grupului se duce, pune pilitură de fier în slănina care o avea, îi ia mâncarea lui ăsta, îi desface, îi pune pilitura eu pune înapoi, îl împachetează și acum vine ora când trebuie să meargă la masă. Victor, fratele nostru, ia bucata de slănină, fără să știe nimic, ia mâncarea, se duce în colțul lui unde era obișnuit și se pune, se roagă înainte. După aceea, bless you, După aia, mănâncă și în timp ce mănâncă, simte el ceva, că îi taie gingiile și limba, pilitura de fier. Se uită în slănină și observă și el pilitura de fier pune slănina jos, se ridică și se duce spre ei, acum ei s-au gândit, o primim noi. Că era așa un om solid, mai solid ca mine și mai înalt. Nu, no, eu zic că sunt înalt, dar era și mai înalt și mai solid. Știți că toți moroșenii sunt înalți și solizi, nu? Deși au clopuri mici, paradoxal. Și Şi... s-au dus. Când, când a venit, Victor înspre ei a zis, dragi colegi, eu nu știu care au făcut asta. Dar un singur lucru îl rog pe Dumnezeu. Să-l binecuvinteze pe cel ce a făcut asta cu mântuire. Să-i dea iertare. Liderul grupului, când a auzit asta, o izbucnit în lacrimi. Ceilalți din grup, șocați. Bă, asta e pocăința? Victore, eu am făcut asta. Și te rog să mă iert, să nu cumva să mă bleste în căpătine, te aude Dumnezeu. Dar vreau să spun, Victore, că începând de duminică, nu știu unde te duci la biserică, dar vreau să vin și eu cu tine, Victore. Știi ce s-a întâmplat în următoarele luni? Tot grupul ăla s-a pocăit. Putem noi face evangelizări cât eu vrea și să aducem scaunele care le-am depozitat undeva de data trecută să le punem aici, că o vinim usafirii, că oamenii nu se vor pocăi dacă noi nu suntem relevanți. Relevanța dumneavoastră, dați, fratele Liviu poate fi arhanghelul Mihail. Dacă tot grupul de aici, toată biserica de aici nu e relevantă, singur nu poate să facă nimic. Înțelegeți că fiecare dintre noi trebuie acolo la locul de muncă să se vadă că suntem creștini, să se vadă că suntem pocăiți. Dacă nu, nu le spune de iubirea lui Isus, nu le spune de Dumnezeu, că nu m-ați bați joc de Evanghelie și de cele sfinte. Dacă tu nu trăiești, nu ești relevant. Unul s-a dus la evangelizare, am mai spus-o și în alte locuri. Și se grăbea la evangelizare cu mașina și hop top, l a oprit poliția. Și când l-a oprit poliția, poliția nu a venit să-l verifice pe el prima dată, ci s-a dus la următoarele alte trei mașini care le-au oprit. S-a dus chiar la ultimul. Ăsta se grăbea la evangelizare, că a fost chemat și era contratimp. Și s-a enervat de o sărit adrenalina pe tot parbrizul. Lasă că vine tablagiul și spune-o la nesimțit. Că nu primul oprit, primul servit. În sfârșit ajunge polițaiul flegmatic, mestecând gumă, sunt sergentul major X, actele dumneavoastră la control. Domnule zice, Ma pe mine m-ați oprit primul, cum de n-ați venit să mă verificați primul? Domnule, sunteți un nesimțit, sunteți un necrescut, domnule, așa și așa și așa. Polițaiul nici nu se închisește, parcă nici nu l de când își termină ăsta de descărcat toată supra, surplusul ăla de energie. și domnule, îmi pare rău că ți-am stricat ziua. Eu nici nu știu cine ești, unde te duci. Dar vreau să spun că exact așa eram și eu ca dumneata înainte să mă pocăiesc. Mă enervam, mă agitam, domnule, va. Zice, uite, ca să mă revanșez, ce vreau să-ți dau un nou testament care l-am. citește l că îți va folosi. Mai du-te la evangelizare. Înțelegeți, noi nu suntem re relevanți. Nu degeaba striga Dumnezeu prin profetul Ezechiel în capitolul 22, versetul 30. Caut un om. Da? Și Diogene mai târziu, nebunul ăsta umbla cu o lumânare ziua, zicând caut un om. Și ăștia credeau că e diliu. Însă filozoful știa el ce spune. Dumnezeu caută un om. vei fi tu acel om relevant? Acel om care să-l scoți pe Hristos în evidență? Ați auzit de John Hopper? Este omul, păstorul, care din Anglia, se îndrepta și el pe Titanic, că un om bogat i-a plătit și lui biletul. Își pierduse soția și rămăsese doar el cu fata. Fata lui era de 5 ani, exact ca și fata mea. Și el atunci avea vârsta mea, poate mai tânără, avea 45. Eu acum am puțin mai mult, nu vă spun cât. Și omul acesta pe Titanic, când au început să naufragieze, atât de mult am fost mișcat până la lacrimi, păstorul acesta. Și-a pus fetița în barcă, putea să se urce și el, a refuzat. A lăsat pe un altul să urce în barcă în locul lui și a pus următoarea întrebare. Tu l-ai primit pe Isus Hristos? Dacă nu l-ai primit, eu merg în locul tău în apele înghețate, dar promite că îl vei primi pe Isus ca Domn și Mântuitor. Și omul acela, în stresul și în tensiunea aia, promitea orice? Promit că îl primesc, Domnule. Apoi, când apa a intrat în Titanic și când deja s-au dus toți în apele oceanului și zgribureau de fric, el și-a luat vesta de salvare. Știa cât de cât să note și a dat-o altuia, întrebându-l, tu l-ai primit pe Iisus Hristos. Dacă mori aici, tu ești mântuit? Și omul zicea, nu, nu știu, domnule, nu, 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 nu-s mântuit. Ține vesta mea de salvare. Și cât timp poți să stai în vestă, roagă-L pe Iisus să te mântuiască aici în apele oceanului, că te și botez acum în apele oceanului, dar roagă-L să-L primești pe Domnul. Asta a făcut John Hyper până când apele l-au înghițit și pe el și din cauza frigului a înghețat. El s-a dus la cele veșnice. Însă istoria lui rămâne. Să renunți tu la propria ta fată, nu pentru că ești rău, vanitos, ci pentru că iubești suflete și vrei să fie salvate. Fata lui povestește mai târziu de la un prieten care a avut grijă de ea până când ea s-a căsătorit. Un al treilea lucru, Biserica trebuie să aibă și reverență. Știți ce înseamnă reverență? Respect sfânt. Când veți citi în Biblie întotdeauna de frica de Domnul, să știți că nu-i vorba de o frică ca instinctul frica de întuneric, da? când pur și simplu mergi în întuneric și în întuneric beznă. Și atunci apar strec toate stafiile prin față. Deși nu trece nimeni, da? din cauza întunericului, nu. Când eram mic, dormeam la bunica și cum se lua curentul, dintr-o dată se făcea întuneric în toată casa. Atunci mi se păreau că auzi toate b -bi -bi -b mișcările, toate baubaurile, toți veneau atunci asupra mea în pat și tremuram de frig. Da? Eram mic. Acum asta a fost. Însă, da, ai pățit-o și tu. Când Biblia vorbește de frică de Domnul, știți la ce se referă? Sănătate. după mi-am pus ochelari și am văzut că ai strănutat, de fapt nu râdeai. Da. Când Biblia vorbește de reverență, când Biblia vorbește de a avea frică de Domnul, înseamnă a avea un respect sfânt față de Dumnezeu. Vreau să vă întreb cum vă manifestați dumneavoastră respectul sfânt față de Dumnezeu? Că mai nou nu mai există reverență față de Dumnezeu, nici măcar în biserici, dar în afară. Lunile trecute, la biserica Muntele, eu chiar îi spuneam unui frate de aici, bine că mi-au spus cu cine juca Franța. Uh, lunile trecute în Biserica Muntele Sionului, uh, eu nu eram, eram plecat în Spania, atunci am fost la o conferință de familie, am fost invitat acolo și auză, mă sună unul și îmi spune uh, din biserică, frate Nelu, zice, să vezi ce s-a întâmplat la noi în biserică, la Muntele Sionului, ce s-a întâmplat? Zice, unul tare cercetat -o a fost asta, până la lacrimi. Când ai plâns ultima dată în biserică? Ai plâns? Zic eu, da, mă bucur, mă, că a fost cercetare. Nu, zice, nu a fost cercetare altfel de cercetare. Ce cercetare a fost? Păi zice, unul plângea pe hol în hohote. Și l-am întrebat, nefiind de la noi din biserică, na, ca să mă apăr cumva biserica, dar chiar nu era de la, era din Paris. Venis în vizită. Și zice, ăsta plângea pe hol de numa-numa. Și când l-am întrebat, de ce plângi? Păi zice, cum să nu plâng, că o pierdu Franța. Tu n-ai văzut. Deci, în timpul slujbei, el se uita la meci pe telefon între Argentina și Franța. Franța pierduse, și ăsta plângea în biserică, în hohote, că o pierdut Franța. Eu vă întreb unde e reverența? Râdem că e hazlie treaba. Dar vreau să vă spun că ar trebui să și plângem. Că s-ar putea în biserici să se întâmple chiar cu noi. Păi să vii în biserică, să te uiți pe telefon, la știri, Facebook, Instagram sau, eu știu, alte mijloace de socializare în timp ce se chinuie aici să cânte sau păstorul să predice. Asta e un păcat înaintea lui Dumnezeu. E o lipsă de reverență. Lipsă de respect față de Dumnezeu. Să nu mai zic, vorbim despre ținută. Eu nu sunt un predicator să predic o evanghelie textilă. Dar vă rog să mă credeți că lipsa de reverență față de Dumnezeu se vede și prin ținută. Că noi oamenii comunicăm într-una. Comunicăm prin gesturi, comunicăm prin vorbe, da? Comunicăm prin mimica feței, nu? Fratele, observa bine dacă ne bateți, că vă uitați așa urât la noi. Dar contează mimica feței, că te uiți la un om încruntat, te uiți la soția ta încruntat când merge acasă sau te uiți zâmbind. Contează foarte mult. Contează ținuta, cum te îmbraci. Niciodată eu nu m-aș urca într-un avion să mă duc în Statele Unite 10.000 de kilometri și vreo 9 sau 12 ore, depinde de unde zbori, cu un capitan al aeronavei să fie îmbrăcat în blugi rupți, cu plete lăsate până aici, P aș zice, mă, cu fir fizonul ăsta, eu nu mă duc, doamne fer, ăsta dacă se întâmplă ceva, e gata cu avionul ăsta. De ce toți sunt îmblăcați la patru ace? Te uiți la comandantul aeronavei, bă, mi-am dat jos cravata, că mă simt mai bine așa, dar când am venit, am venit cu cravată. Dar te uiți la ei, toți să la patru ace îmbrăcați. Te uiți la stioardezele alea, mă, toate ca una, mă, că mășcălcate, aranjate frumos. Știi ce mult contează ținuta? Contează că ea transmite un mesaj. Păi când vin în fața lui Dumnezeu, ce ținută am? Transmite un mesaj, ce reverență, ce respect am față de Dumnezeu. Să vezi predicator care predică cu mâna în buzunar. Asta e o lipsă de respect la adresa lui Dumnezeu, ca și cum parcă tu îi dai lecții lui Dumnezeu și ăla îi dă lecții că e atât de deștept și îi spune el lui Dumnezeu cam ce ar trebui să facă Dumnezeu. Lipsă de reverență de respect față de Dumnezeu. Aici nu vii să-ți etalezi tu sânii sau bucile sau picioarele, ca ăla care stă în bancă să se gândească la altceva, nu la ce cânt și la Dumnezeu, ci în imaginația lui să fie scene dacă le-ar fi, le fi proiectate pe ecran, te-ai cruci și ai zice vin îmbrăca te ca o araboaică, numai să nu cumva să-i stârnesc poftile la unul sau la... Mă înțelegeți? Vorbim despre Dumnezeu. Noi aici venim în prezența lui Dumnezeu, oameni dragi. Noi nu venim aici ca să ne etalăm nici talentele, nici trupul, nici absolut. Bine se spunea, Doamne, așa de frumos se ruga David și spunea înaintea lui Dumnezeu, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău de slavă. Eu m-am simțit foarte bine când fratele Liviu m-a prezentat. Să-l Dumnezeu că mi-a făcut asta și pe mine că mi-a plăcut. Dar să știți că e o chestie mai mult decât orice, toată slava este a lui Dumnezeu. El merită toată slava. Să nu mai zic de poziții gestuale. Să stai în timpul slujbelor și să dormi. Băi, eu nu știu, asta nu înțeleg. Ăsta nu e lucru curat. În biserică nu poți sta treaz și noaptea acasă nu poți să dormi, trebuie să iei pastile să dormi. Nu e lucru curat ăsta. Asta e un duh care în biserică nu te lasă numai să dormi, să nu stai treaz. Și asta nu e lucru curat. Roagă-te lui Dumnezeu duhul ăsta să, să vină noaptea <gântu -i> <gântu -i> și în biserică să te lasă în pace. Fă așa dil, înțelegere cu el. Bun? Că e mai bine așa. Dumnezeu să te ajute. Nu la întâmplare, Pavel îi spune la lui Timotei, 1 Timotei 3 cu 15, zice, <coughs> mă scuzați, să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. Să știi cum să te porți. Dacă voi întârzia, ia seama, să știi cum să te porți. Adică trebuie să existe un fel de comportament special în casa lui Dumnezeu? Da, da, nu pot să mă comport oricum aici. Aici vin în prezența lui Dumnezeu, nu trebuie să-ți fie frică de ușier. acum nu mai, dar înainte era, mestecau toți gumă. Mă uitam chiar și la unii ă, veniți teologi așa care deja erau doxă de teologie și în timpul rugăciunii stăcu cu mâna în buzunar și Zic, mă, ce faci? Când doar numai anii... Eu când eram la oile lui bunica, vedeam că le rumegau, exact, sau vaccile în graști, exact așa rume. Nu-i frumos, mă, în casa lui Dumnezeu să vii mestec în gumă. Totuși trebuie să ai un respect sfânt, o reverență față de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, până la urma urmei, Dumnezeu face tot ce vrea. Cine suntem noi? Zicea David, nici cât praful de pe cum până a fântânii, nu suntem nimic. Oricât de tare te-ai crede, ești doar un abur care treci. Dumnezeu te poate mătura într-o clipă. Oameni mari, oameni tari, oameni cu bani, oameni care s-au crezut invincibili, oameni care s-au crezut că toată lumea se învârte în jurul lor. O boală a venit și a măturat. Și să-l vezi în ultimele clipe pe Steve Jobs, cât era de mare, cum dă sfaturi că parcă era mai tare ca John Hagee sau ca și oricare predicator din America. Pentru că asta face Dumnezeu. Este Dumnezeu. Lăudați să fie Dumnezeu. Auzi ce spune Dietrich Bonhoeffer. Nu știu dacă ați auzit de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer este un teolog german. Este un păstor care a fost undeva prin 1943. Ca să aveți o idee, doar vă dau un an în jurul căruia să localizați istoria. I s-a pus o întrebare în 1943 lui Dietrich Bonhoeffer. Acest teolog, martir, spion, de toate, în 1943. Cum a fost posibil ca biserica să se așeze și să-l lasă pe Hitler să preia puterea absolută? Răspunsul ferm al lui Bonhoeffer a, a fost în felul următor. Învățarea harului ieftin. Deci pe vremea lui biserica învăța un har ieftin. Ce însemna harul ieftin? Era predicarea iertării fără necesitatea pocăinței. Botez fără disciplină bisericească. Comuniune fără mărturisire, adică cina Domnului fără să te mărturisești, fără... că cina Domnului nu are niciun efect. Poți o iei oricând, oricum. Harul ieftin este harul fără ucenicie, fără cruce și cel mai trist, fără Hristos. Și din cauza asta, Biserica s-a conformat acelui sistem totalitarist care șase milioane de evrei i-a masacrat în Auschwitz, în Polonia. Pentru că Harul Ieftin a învățat o biserică că poți să, să faci orice, oricum, să nu-ți pese de seme. Și ultima, uh, ultimul lucru ca o biserică să, uh, să fie cu impact este să fie o biserică care are relație. Relație. Deci, reverență. Hai, țineți minte ce am predicat. Ziceți. Reverența a doua. Revelație. Relevanță. Și acum? Relație, da? Când vorbim despre relații, eu vă întreb, dumneavoastră, nu mă refer la, la, relații sfinte, atât. Dumneavoastră aveți relații sfinte unii cu alții. Adică dumneata de acolo, îl cunoști pe fratele de acolo? Ăla care stă cu mâna așa și se uită acum la copii, îl cunoști? Da sau nu? Cum îl cheamă? <ră> îl cunoști, dar nu știi cum îl cheamă. Cum te cheamă, frate? Să te binecuvânte, domnul frate Tudor. Dar Tudor îl cheamă, să știi. Oricine te-a întrebat să spui Tudor, e în biserica, eclesia, membru și fratele meu. Vezi, asta înseamnă relație. În biserica Muntele Sionului sunt 1467 de membri acum. Dar credeți-mă că eu nu-i cunosc pe toți. Și nici ei toți nu se cunosc între ei. Și asta e o rușine. Deci e ok să ai membri mulți. Dar trebuie să-i cunoști. Îi știu pe mulți din vedere. Mă întâlnesc cu ei prin magazine și, pace frate, e păstor, ce face scutare? Eu habar n-am cinei. Pace, dar așa, să mă ierte Dumnezeu că am și o înfățișare din aia, de aia, dau impresia că îi cunosc, îi neamul. Dar eu habar n-am cinei. Deci nu e singurul, și eu am pățit-o. Relație înseamnă să ai legătură, adică să știi de ce are nevoie, frate. Știi ce înseamnă în Israel să cunoști pe cineva? Dumnezeu zice prin Isaia, ați afișat un verset frumos aici. Nu te teme că eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare că eu sunt Dumnezeul tău. Eu te sprijinesc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Dacă nu, Isaia 41 cu 10, parcă da? Dar acolo mai zice ceva în 43. Zice, te chem pe nume, ești al meu. Te cunosc și pentru tine dau popoare. Dau popoare pentru viața ta. Când Dumnezeu zice, te cunosc, Dumnezeu te cunoaște din toate punctele de vedere. A, a ști e una pe cineva și a cunoaște e cu totul alta. Voi știți pe Nelu Filip, dar nu-l cunoașteți. Eu vă știu pe voi, dar nu vă cunosc. Puțin mă cunosc, poate fratele Leonor mă cunoaște. Sau fratele Liviu. Sau Coco, fratele cu care am venit și m-a adus foarte bine, că numai rugăciune am stat. Nu-i rău să te rogi și să-ți iei cineva care să te aducă să te ține în lucruri sfinte, nu în lucruri păcătoase. Aș vrea, dragii mei, având în vedere că biserica este comparată cu un trup, pe lângă alte comparații metaforice care le face Pavel. Atât în Roman 12, 4 și 5, cât și în 1 Corinteni 12, 12 și de la 12 la 30, Apostolul Pavel compară biserica cu un trup, în care spune capul este Hristos. Iar de la cap în jos sunt mădularele care formează biserica lui Hristos. Toate comenzile pornesc de la cap, da? Toate comenzile sunt înscrise pe centrii noștri nervoși. Mâna mea nu face o mișcare în față sau în spate până când creierul nu-i dă comandă. Ați văzut oameni paralizați? Ceva s-a întâmplat la creier. A murit un centru nervos. Și murind centru nervos, oricâtă terapie vrei să mai faci cu ăla, că nu-și mai mișcă mâna. Pentru că nu mâna ai problema. Nici mușchi, ci centru nervos care dădea comandă de la creier mâinii să se mișcă. Și așa, așa se mișcă. În aceeași manieră, Hristos este capul bisericii. Tu și eu trebuie să avem relație, legătură cu Hristos. Că dacă nu mă am legătură cu Hristos, eu mă mișc într-o direcție anormală. Într-o direcție neprogramată. Hristos spune, ia o mișcă în stânga și eu dacă sunt fără legătură, mă mișc anapoda. Trebuie să existe relație între noi ca și frați și surori. Dacă nu există relație între tine și soția ta, relație de comuniune, relație sfântă, nu numai relație dar și relație intimă până la urmă. Dacă nu există relație, te-ai certat cu ea și a venit azi dimineața aici și vrei să te rogi și să lauzi pe Domnul și să impresionezi comunitatea. Ridici poate mâinile în sus, striștare, nu știu ce faci. Dar asta nu contează, pe Dumnezeu nu îl impresionează. Tu dacă nu ai legătură cu Dumnezeu, n-ai legătură cu soția, cu soțul, Toată închinarea ta este o închinare fariseică, pe care Hristos o detestă, o condamnă de-a dreptul și o aruncă în acel vai de voi. De aceea, contează foarte mult relația. Ce relație este între tine și copilul tău? Există o relație de comuniune sau sunt relațiile ca stixurile, s-au rupt? Și nu mai e niciun fel de relație. Îl iert, frate, îl iert. N-am nimic cu el. Dar să nu-l mai văd. Să nu mai am, mă întâlnesc cu el. Aș vrea în această dimineață să fim o biserică cu impact. Între Isus și Satan nu există nicio legătură. Matei 8 cu 29 spune că Isus a întâlnit un demonizat. Și când l-a întâlnit pe demonizat Isus, înainte să certe dracii să iasă afară din demonizat, dracii au început să țipe la Isus. Isus este Fiul lui Dumnezeu. Ce legătură este între noi și tine? Așa e. Le-a spus Isus. Nu există nicio legătură între mine și voi. Ești afară din omul acesta. Și, draci au ieșit afară din om și au plecat. Între mine și Dumnezeu trebuie să existe relație. Ce relație există între tine și Isus Hristos? Nu între tine și că asta pe verticală, relația asta pe orizontală, trebuie să existe, dar mai ales pe verticală, cu Dumnezeu. În psalmul 50, versetul 16, de la versetul 16 la versetul 19, doar telegrafic, Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșirtul tu legile mele și ai gură cuvântul meu? Când tu ce faci? Dacă vezi un hoț, te însoțești cu el și cu prea curvari. Dai drumul gurii la rău și faci așa, așa, așa. Adică tu ai legătură cu alții, dar tu spui că ai legătură cu mine. Ești paradoxal. Oare din ce se formează legătura asta? Și iată, în Biblie am găsit trei forme de legătură dumnezească care trebuie să o avem cu semenii și cu Dumnezeu. Efesen 4 cu 3, legătura păcii. Filipeni 2 cu 1, legătura Duhului, a Duhului Sfânt. Și Colosen 3 cu 4, legătura dragostei. Când aceste legături există, acea biserică va triumfa. Îmi doresc din toată inima să fiți o biserică biruitoare. O biserică cu impact, să impacta societatea. Dar ca să fiți cu impact, urmăriți cele patru lucruri. Și dacă uitați predica, dar nu uitați măcar cele patru eruri, da? Sau. Revelație, relevanță, revelație și relație, da? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.